Bun găsit! Din nou împreună la întrebări complicate, răspunsuri adecvate. În Ioan capitolul 3, Domnul Isus discută despre nașterea din nou. Și în versetul 5 găsim că nașterea din nou vine ca urmare a apei și a Duhului. Oare ce înseamnă că nașterea din nou este cauzată de apă și de Duh? Pentru a găsi răspuns la întrebarea aceasta, stăm de vorbă cu doctor în teologie și pastor al Bisericii Sfânta Treime din Alba Iulia, David Goran. Când Mântuitorul afirmă că nimeni nu se poate naște din nou dacă nu este rezultatul apei și a Duhului, face referire la botez sau la orice altceva? Cred că pentru a răspunde la întrebare e necesar mai întâi să subliniem câteva observații din text și chiar din contextul pasajului. În primul rând, după cum mai specificat și tu, Nicodim era un fariseu. Știm foarte bine că fariseii țineau foarte mult la respectarea riguroasă a legii, la interpretările derivate din ea, dar și la anumite ritualuri de curățire, care sunt de fapt menționate, chiar accentuate în Evanghelii. Mai mult decât atât, prin reproșul pe care Hristos îl aduce, tu ești învățătorul Israel și nu cunoști aceste lucruri, Hristos presupune că învățătura despre nașterea din nou este deja fundamentată în textul Vechiului Testament, pe care Nicodim îl cunoștea destul de bine. Acum revenind la expresia din apă și din duc, în originalul grecesc ea este precedată de o singură prepoziție, din sau ec, cum apare în original. Practic, expresia ar suna din apă și duh, nu din apă și din duh, Dându-ne de înțeles că este vorba despre un tot unitar. Mai mult, dacă ne uităm cu atenție la versetele ulterioare, Hristos, când reia tema nașterii din nou, nu mai amintește de elementul apei, ci doar de Duh. Tot așa este cu oricine născut din Duh. Ce este născut din Duh? Este Duh. O a treia observație ține chiar de construcția verbului care apare acolo, a se naște din nou sau a fi născut din nou. Verbul este la diateza pasivă, ceea ce ne arată că omul nu este agentul nașterii din nou, ci că această naștere din nou este făcută de cineva din afara lui, respectiv Dumnezeu. Și observ că acest verset este paralel cu cel din 1, capitolul 1, versetul 13, unde Ioan spune, introduce tema nașterii din nou și spune, uh, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în Hristos, le-a dat drept, dreptul să se facă copii copia lui Dumnezeu. Și observați limbajul similar, născuți, nu din sânge, nu din voia vrunui om, din voia firilor, ci născuți din Dumnezeu. Și din nou este același verb identic la aceeași diateză pasivă. Deci trebuie să corelăm, practic, cele două versete. Și o ultimă observație pe care aș face este cea asupra modului în care Ioan folosește Cuvântul sau termenul apă de-a lungul Evangheliei sale. În afară de textul nostru, Ioan folosește de 20 de ori termenul apă. De 13 ori ne spun comentatorii că are în vedere efectiv apa de băut. Dar de 7 ori este un limbaj metaforic. Însă, în acest limbaj metaforic observăm întotdeauna ideea de vitalitate. Ideea de acțiune pe care Duhul Sfânt o aduce ca viață. Și aș aminti textul în care Hristos se întâlnește cu Samaritianca, dacă ai fi tu cine este cel ce cere apă, el ți-ar fi dat apă vie. și apoi se discută și despre Duhul. adevărați închinători, vor fi în duh în adevăr. Un alt text, cel din momentul în care Hristos este la sărbătoarea înnoirii templului, el afirmă în mod public: Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, și Ioan adaugă: spunea lucrul acesta despre Duhul, adică despre Duhul Sfânt. Deci, observăm o conexiune între apă și Duhul în Evanghelia după Ioan, în sensul de vitalitate, de înnoire pe care o operează Duhul Sfânt. Deci, eu cred că în acest text din Ioan 3 cu 5, practic, se are în vedere. O curățire, o înnoire sau aș spune o vitalitate pe care o dă Duhul Sfânt, în contrast cu curățirile ritualice pe care fariseii le accentuau și din care Nicodem făcea parte. Un text din Vechiul Testament, deși sunt uh, mai multe, uh, care ne amintește de asta, este cel din Ezechiel 36, unde Dumnezeu spune: Vă voi stropi cu apă curată și voi pune Duhul meu în voi. Vă voi da putere, vă voi abilita să țineți legile mele. Deci, așadar, eu cred că e vorba despre vitalitatea, înnoirea făcută de Duhul Sfânt, în contrast cu efortul uman, cu ritualurile pe care ar putea să le facă omul pentru a obține nașterea din nou. Înțelegem că acest text nu se referă la ritualul sacramental al botezului care are de-a face cu puterea înnoitoare și transformatoare a Duhului Sfânt.